Se zice că în ultima vinere dinaintea Paștelui, numită Vinerea Mare sau Vinerea Seacă, se adună toate zilele de vineri din întreg anul. De Vinerea Mare nu se coace pâine și după unii, cu atât mai mult, nu se face cozonac. Conform tradiției, cine muncește de Vinerea Seacă îi merge tot anul numai a sec. Ouăle de Paște se colorează în Vinerea Mare, potrivit tradiției, în roșu. Tot acum se face și Pasca. În semn de cinste pentru Iisus, care a pătimit enorm în această zi, se spune că este bine să ții post negru, să nu mănânci și să nu bei nimic, să nu te veselești dacă dorești ca necazurile, durerile de cap și bolile să stea departe de tine. Tradiția mai spune de asemenea că dacă va ploua în această zi, anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar dacă nu va ploua, va fi unul secetos. O altă tradiție este cea a scăldatului, care spune că cel care se va scălda în apă rece de 3 ori, exact cum Ioan Botezătorul îi boteza pe oameni și chiar pe Hristos în apele Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul anului. Vinerea Mare este ziua liturgică, adică nu se săvârșește niciuna dintre cele 3 sfinte liturghii. Ceremonia principală din această zi este scoaterea Sfântului Epitaf din altar și așezarea lui pe o masă în mijlocul bisericii.